Dacă la sfârșitul lunii octombrie se anunțau previziuni sumbre în privința salariilor angajaților, cât și indemnizațiilor beneficiarilor din cadrul DGASPC Mehedinți, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a depus toate eforturile necesare pentru ca și în luna noiembrie salariile să fie virate la timp. Datorită unei bune colaborări dintre DGASPC și Consiliul Județean Mehedinți, angajații au putut să își ia salariul și în luna noiembrie, fără nicio zi de întârziere, spre deosebire de alte DGASPC-uri din țară. În anii trecuți au fost probleme cu plata salariilor, situația a degenerat între reprezentanții diferitelor partide politice, însă în cadrul instituției este vorba despre persoanele cu dizabilități, despre copii, de hrana pentru aceste categorii de persoane, dar și de salariile unor angajați ale unor familii. Credem că au fost remediate acele probleme cu plata salariaților. Cum ați reușit să faceți acest lucru? Au fost remediate în parte, să spunem, în sensul că ieri s-au achitat salariile din luna noiembrie pentru luna octombrie, datorită sprijinului Consiliului Județean Mehedinți. În precedenta ședință de Consiliul Județean Mehedinți, președintele a alocat sumele necesare pentru plata salariilor nete din luna noiembrie. Este o dovadă de implicare. Evident că îi mulțumim președintelui Consiliului Județean Aladin Georgescu pentru faptul că se apleacă cu adevărat asupra problemelor pe care le are DGASPC Mehedinți. Sperăm că vom rezolva până la urmă toate aceste probleme salariale și cu siguranță se vor găsi soluții. Poate că până la urmă va veni și guvernul să ajute să înțeleagă prioritatea funcționării sistemului de asistență socială, sistemului medical, chiar, de ce nu, pentru că și acolo se înregistrează probleme. Directorul DGASPC Mehedinți susține faptul că până în acest moment singurul sprijin pe care l-a primit a fost din partea președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Directorul DGASPC Mehedinți, Adrian Bidilici, este convins că situația va fi rezolvată, iar oamenii competenți vor găsi o soluție atât la nivel de județ cât și în întreaga țară, pentru ca angajații cât și beneficiarii să își primească salariile și indemnizațiile la timp în perioada următoare. Eu exprim în continuare convingerea că până la urmă și Guvernul României va aloca fondurile pe care este obligat să le aloce de altfel și că nu vor fi sincope în plata salariilor angajaților de DGASPC Mehedinți. Este unul din dezideratele mele, este una dintre principalele ținte, dacă vreți, pe care mi le-am fixat la momentul în care am preluat funcția de director al DGASPC Mehedinți, să nu se mai înregistreze probleme cu plata salariilor. Situația rămâne însă delicată și incertă, pentru că în continuare este nevoie de bani și de sprijin din partea guvernului.